Credincioșii din Caransebeș au participat în număr mare ieri seară la denia de la Catedrala Episcopală din oraș. Slujba a fost oficiată de Preasfințitul Părinte Episcop Lucian, ierarhul locului. Curat ca de fiecare dată, de prezența multor credincioși, de prezența elevilor și studenților teologi și, bineînțeles, de prezența tuturor slujitorilor catedrale noastre episcopale și a ostenitorilor centrului eparhial Caransebeș. La final, ierarhul a miruit credincioșii și a împărțit iconițe tuturor celor prezenți. Ne mai despart două săptămâni și câteva zile de Marele Praznic al Învierii Mântuitorului Hristos și iată, urcăm duhovnicește spre Învierea Mântuitorului, spre Marea Sărbătoare a Creștinătății, căindu-ne pentru păcatele noastre și luând aminte la pildele sfinților, pentru că i-am pomenit în canonul de pocăință pe sfinții Vechiului Testament și a Noului Testament, văzând în stihirile, în alcătuirile canonului de pocăință al Sfântului Andrei Criteanul, exemple de pocăință, de întoarcere spre Dumnezeu. Preasfințitul Părinte Episcop Lucian se va afla în mijlocul credincioșilor Catedralei Episcopale și vineri seară, când va oficia denia acatistului Bunei Vestiri.